principala menire a regizorului într-o operă de teatru este aceea de a dispărea. Adică totul este să fie atât de bine organizat, atât de organic în ce fac actorii, încât tu, spectator, să nu te mai gândești: a, ce bună e scena asta a lui Cutare, i-a ieșit scena asta. Sau ce bine joacă Marcel Iureș. Să știe, e mare actor. Dar dacă îl întreb, dar ce a jucat? Păi ce a fost mai aseară, zice, ce am văzut aseară? Adică ideea de a dispărea înseamnă că totul să fie atât de bine pus la punct încât tu să nu mai simți nimic, totul să pară atât de adevărat și de viu, încât să poți urmări ceea ce trebuie să ți se arate, ca și cum ar fi perfect natural. Și o să vă dau un exemplu, după părerea mea, extraordinar, vis-a-vis de diferența de percepție între teatru și alte arte, nu? Sau televiziune. Vedem aproape zilnic la televizor atentate, crime, explozii, da? Și ele sunt, fapt, diverse. Eram la Sankt Petersburg cu Anatomie Titus, Căderea Romei. Și există acolo o scenă în care Lavinia este violată, îi se taie mâinile și limba. Și este readusă în scenă și târâtă pe jos de fiii Tamorei, cei care au făcut această bestialitate. În momentul când sângele adevărat, chiar dacă era o picătură, s-a scurs pe scenă, reacția a fost asta de acum. S-a lăsat o tăcere. Vedem membre sărind în aer la televizor, în filme. Ce s-a întâmplat? Imediat, asta era puțin înainte de pauză, la pauză a venit o doamnă și a spus: eu sunt medic și am venit să ofer primul ajutor. Și a trebuit să scoatem actrița din cabină sau să îi arătăm că nu are nimic și că totul a fost o... Asta e teatru. Nu? Dacă, Doamne ferește, aici, în sala asta, cineva detonează o petardă, noi sărim, nu știu dacă găsim fereastra aia să ne aruncăm pe ea. Opinia. Dacă vedem același lucru la Bruxelles, în aeroport, sau mereu, ne uităm, ne îngrozim puțin și schimbăm canalul. E, această putere, și nu numai în sens negativ, și în celălalt sens, al oferirii bucuriei, un moment de grație, de înălțare publicului, această putere noi o avem. Cu toate efectele lui speciale, cu tot 3D-ul, cu toată nebunia, nimic nu este mai puternic decât o privire în care cineva se scoală în picioare și se uită și nu face nimic, dar începe să ne spună ceva. Și oamenii, adică dumneavoastră, de la 2 metri, vă uitați în gura lui.